Astăzi, fiind prima zi a postului mare și știind că e cel mai drastic post de față de celelalte de peste an, gospodinele din Moș Strămoș, în această zi, dacă nu aveau voie să coase, să țese, să toarcă, pentru că își păzeau țesăturile de lână și îmbrăcămintea de lână de moli și de rozătoare, pe de altă parte erau obligate să facă alte ritualuri de purificare. Făceau un foc în curte, fierbeau leșii, leșia e cenușă de fag fiartă, care este un detergent și natural, și își puneau toate oalele acolo pentru a le spăla de grăsime, să poată face mâncare de post în ele pe tot parcursul postului mare. Am făcut și eu leșia, am fiert-o. Să pun aici în cazan. Deci asta e leșia, nu? Leșia din cenușul de fag. Așa, și facem focul bun, să fiarbă apa. Așa, și băgăm oalele. Pentru a se curăța. Deci purificare prin foc și prin apă. Îi lăsăm să fiarbă. Mai învârtim din când în când. Care le clătim foarte bine și ele sunt pregătite pentru mâncarea de post, ce urmează să o facem pe, pe acest parcurs de 7 săptămâni până la Sfintele Paște. Străbunicii noștri făceau totul natural, totul bio. Cenușa e. Chiar și șurufii spălau cu această leșie din cenușă. Dar e neapărat să fie cenușa de fag? E mai puternic, e mai tare. Conține mai mult, are mai multe proprietăți de a curăța. Și acum stăm și păzim până vedem cât dăm clocot. Le lăsăm să fiarbă oleacă, le mai învârtim și pe urmă le scoatem și le clătim bine, bine cu apă curată. Știm cu toții că mai de mult în vremurile vechi oalele, vasele erau din pământ în care se infiltrează, sunt mai permisive și se infiltrează mai ușor grăsimile. La fel, tacâmurile care erau din lemn iar absorb. Și la fel, toate în ziua asta erau puse la un loc, fierte, așa cum știm că nici lingura din tocană, din carne, din mâncare, nu aveai voie să învârți cu ea în dulcețuri. Și în felul ăsta se pierdeau gusturile și grăsimile. Deci se asigură practic că nu mai există grăsime deloc pe aceste... Sigur că da. Ca postul sigur, să fie sigur. Curat. Da, da. Știm că e cel mai drastic dintre toate, e lungă, e sever. Asta era lingura lui tata de la stână. Dam să o fierb și pe asta o leacă și asta și o să fierb și cofa asta pentru că urmează să umplu borș în ea pentru post și am avut lapte acolo prânza și tot așa să degreseze bine. Partea alunecoasă, că e ca și cu detergent.